pregătească justiția și statul de drept din România. Considerăm că magistrații civili sunt la fel de curajos precum și ceilalți din celelalte ori. Practic au participat la protestul de săptămâna trecută, au anunțat că susțin ceea ce spun, au spus și ceilalți magistrați și practic nu sunt de acord cu ordonanța 7. Există o singură variantă, că am înțeles că astăzi la ora 15 i-au chemat la negocieri de magistrați sau reprezentanții magistraților. Există o singură soluție. Nu-i chem pe oameni după ce ai dat actul normativ, ci trebuie să-i chem înainte de a da acest act normativ pentru a studia, pentru a face o studiu de impact, pentru a vedea ce puncte de vedere au dânsii. Acum, după război, încearcă să rezolvă o problemă. La fel au făcut și anul trecut cu probleme cu sănătatea. Dar lucrurile nu se rezolvă după ce le-ai făcut și înainte. Acum e